Cele mai bune jocuri, console și accesorii le găsești pe Gamerland.ro, iar dacă bagi codul QUICK în căsuța de observații, o să ai transportul gratuit. MMORPG.com, locul unde poți să cumperi coins pentru absolut orice joc, în special FIFA. Folosește codul QUICK pentru 6% reducere, linkul în descriere. Salutare lume și bine ați venit la un episod din Universe Mode. Mă rog, e Legacy, dar jucăm în Universe Mode pentru că mulți nu înțeleg, mă, Legacy nu există ca mod. Jucăm la Universe Mode, băgăm rivalități și cam asta e treaba. Wow! Wow, 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 ce cu... Avem meci cu Uso și John Cena, iată, vine de partea lui. Ce dracu e cu Cena aici, mă? Bă, ordinarul de Cena, ce cauți, mă, aici? Iar vrei șansă la centură tu, mă, sau Jimmy Uso vrea? Are signature move Jimmy Uso, serios, mă. Haide. Da, uite cât de ușor îl batem pe Uso. Ok, asta e ciudat. Nu-mi place cum sună asta. John Cena de partea lui are și manevră semnătură. Nu câștigă nimeni! Super kick-ul! Manevra semnătura lui Uso vine. Dar bineînțeles că nu o să mă bată în niciun caz. Dar trebuie să avem grijă pentru că are și manevră de final. Unde se duce Uso? Opa, îl prindem! Nu te uiți! Nu la belești! Ae, n-ai ce să faci, amice. Ae, 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 m-a prins încă o dată un DDT. No! Când eu zic nu, e nu! Ia picior în gură. Și încă o dată un standing shooting star press. Văd că Cena nu vine să intervină. Wow, ce manevră frumoasă face Jimmy. A ajuns arbitru la 5, bineînțeles că Uso rămâne acolo. Unde-i Cena, mă? Uite-l, mă. Ce-ai făcut, mă? Te bagi în meciul meu? Te bagi... Oh, m-a prins Cena, wow, întoarce. A ajuns la 7 arbitrul cu numărătoarea. Iată, mă, ție Cena acolo. A, nu, la 2, stai, mă, era 1 ăla. Am văzut 7. Serios. 3. Cena mă bate aici. De ce nu-l descalifică? Dar vine în afara ringului. Deci nu se pune. Ok, l-am prins și eu pe Cena în sfârșit. Ordinarul ăsta de Cena. Vrea să mă bată, mă. Ce stai, mă? Lumberjack mești cu un singur om. One Man Army. Ce pula mea se aude? Ce mai fac vecinii, mă? Ce pula mea bălângăne pe acolo? Aha, ratează Jimmy Uso acolo. Cum nu? Știi cum mă prins? Îl prindem noi acum German suplex, punem pinul. 1, doar 1. Ar trebui să întoarcem manevra de final, dar nu cred că ăsta are de pe corzi, trebuie să sară dacă are acel splash sau frog splash, nu mai știu exact ce manevra are, sare Nightmare. Acolo îl prindem pe Uso. Ok, totul bine. Și acum vine o nouă manevră. A, acel backbreaker. Foarte bine. Da, taxul lui Jimmy Uso, Rikishi, o să fie în următorul match. Am vrut să fac manevră semnătură, ce dracu? Cutscene? Opa, Cena acolo. Wow, nu cred că distrage Cena. Futu-ți paștele, mătii. Cena devine heel, mă. Cena devine băiatul rău, iată. Și le ajută acolo pe Jimmy Uso să facă o manevră. Da, și pregătește manevra de final. Nu știu care Samoan drop-ul, dacă nu mă înșel. Și da, Samoan drop. Și cred că asta a fost. Cena distrage și Jimmy Uso. E posibil să câștige acest match. Nu, scapă încă o dată pentru a doua oară din asemenea pin. Vai de pula mea. Prinde acolo Uso, iată ce manevră. Aoleu, să nu mai pună un pin pentru că nu-i bine. Să fie cam la fel de greu de ieșit din el și speranțele. A, pune pinul încă o dată Uso, dar nu, e mai ușor de data asta, bun, e bine. Iată, Nightmare are probleme mari, John Cena intervine în match, îl prindem însă acolo, vine zigzagul și hai să încercăm repede un pin. 1, 2, doar 2, doar 2. Hai, mă. Prindem aici un genunchi în față, iată. Nu stă prea mult, îl putem prinde totuși cu un super kick. M-a prins el însă, băi frate, serios. Urâtă-i treaba în acest moment. O să ies în afara ringului, sacrific multă energie pentru asta. Vine acolo Uso care este proaspăt. Oh, intru în ring, la fix.
Nu, m-a prins într-un pin, iată. 2-3, câștigă, n-am mai putut să ies din asta. Deși aveam două posibilități, ori să ies, ori să întorc. N-am putut să ies din asta, Uso câștigă. John Cena a ajutat acolo de două ori și la început, unde a avut ăsta Uso un signature move, iar apoi un finisher, bineînțeles. Iar acum, când a intervenit încă o dată și mi-am luat damage imens, Uso câștigă. John Cena, iată. Iată la ce recurge John Cena. Devine acesta heel. E băiatul rău în acest moment. Măcar în joc să vedem asta. Și noi continuăm. Da, iată ne ajungi la TLC. Rourile nu ne-au mai băgat în niciun match. Dar, da, TLC în main event. Match de tipul TLC, bineînțeles, pentru centura WWE. John Cena, Nightmare. O să fie pur și simplu un match fantastic, probabil. Să sperăm că o să-l batem pe Cena, o să ne luăm revanșa pentru ceea ce a făcut în acel Raw. Și vine acum un falling dropkick pentru Johnny. Ia de aici, Johnny. Vrei din nou centură, mă? Îți dai o centură în meciul ăsta. Nu mai poți duce falling dropkick, Johnny. Ia de aici. Mese, scări și scaune pentru acest tip de meci. Îl prindem pe John Cena. Îi fac damage destul de mic. Acum un nou salt, ratez complet. Prindem încă o dată într-un falling drop. Ai, 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 John, John, tu ai vrut. Tu ai vrut. Scoatem de aici un scaun. Și câștigă aici Cena, trebuie să avem grijă mare. Se duce în ring. Să luăm masă atunci. Hai mă, ce ai făcut? A bine că îți pică ăla, băgați. Ia de-i Cena, bun, îl batem cu masa pentru că știm că asta mărește foarte repede momentumul și face și damage. Și împotriva lui Cena e bine să faci damage chiar foarte mult și cât de repede se poate. Pentru că ăsta e periculos ca dracul. Prindem aici, încă o dată pe Cena, iată, trece masa și prin el, dar nu-i bai. Îl batem, îl distrugem aici pe Cena cu masa. Ok, și acum întoarce, era clar că se întoarce, nu știu de ce. Am încercat eu asta. Avem zigzagul, vine, manevra semnătură, John Cena trimis la podea. Ușor aici, oricum trebuie să ne cățărăm pentru a lua centura, ne trece o scară în ring, mă duc să iau în acest moment până Cena se recuperează acolo. Ok, în sfârșit, cel mai esențial obiect în acest match, pe lângă Cena. Ok, bun. Ok, pune Cena acolo scara. Se va urca. Se urcă Cena. Are sânge în coaie băiatul ăsta, mă, nu glumă. Oh. Am OMG moment. Am OMG moment. Vine acesta Codebreaker. Fosta manevră de final. Și oare să fie deja finalul ăsta? Ar fi chiar culmea. Să câștigăm atât de repede cum am făcut cu Batista. Dar are comeback ăsta, se ridică. Și eu o să am probleme mari acum. Da? Oh. John Cena folosește comeback-ul ca să se ridice și se urcă acum, dar degeaba, prietene. Ia de aici și facem exact același lucru. Bun, o să mă urc și eu în acest moment, nu mai am energie prea multă. John Cena se ridică și el. Se urcă acolo, Nightmare Dropkick, Missile Dropkick, fenomenal. Iată cum se face spectacol într-un asemenea meci. Prindem acolo cu scara, dar nu pățește nimic aparent. Foarte frumos. Am făcut un Codebreaker, s-a ridicat cu MG momentul, mă, dracu. Avem manevră semnătură, John Cena pus la podea. Și e posibil să ajungă asta, hai să vedem. Dar, aoleu, scara e pusă prost, rău de tot. Punem la podea încă o dată pe John Cena. O scară. Un botalău. Vină-n coam. Hai să vedem. Poate să fie asta finalul. Are 1, 2, 3, 4 și super kick-ul vine. Să sperăm că este de ajuns de această dată să-l batem pe John Cena și să luăm centura de sus. De ce nu? Hai să vedem. Oh, Cena se ridică, n-ajung la centură. Vai de până unde a fost poziționată scara asta. Încă o dată saltul, missile dropkick ratat pur și simplu. John Cena parcă n-a luat damage, mă, uitați-vă și voi.
Tot Nightmare pare la mai obosit. Uite-te mă dracu, stai jos odată, stai jos! Don't do this! Ba, da, ia de aici. Dar nu pică mă, uite al dracu, se ferește și de asta, cum? Wow, ce lariat a făcut ăsta. Întorc din nou manevra lui Cena și îl trimite acolo pe scară. Damage-ul se simte? Cred că da. A bine, Cena era în picioare, mă, Nightmare. Bravo, mă. Ești fenomenal. Facem acolo un DDT. Vedeam cum să treacă și prin masă. Era fain. John Cena întoarce aici, nu-i bine? John Cena cu un spear prin masă. Du-te, dracu, bă. John Cena încă o dată, foarte, foarte periculos, chiar dacă e la limită, aparent. Dacă e să ne uităm după statusuri. Uitați-vă și voi câtă energie mai are. Facem acum un DDT. Încă o dată pe scară. Hai mă, stai jos odată sau du-te din cale. Da, bine că intri mine și mă miști și pun scara aia la dracu. Care logică. Ai, e, ăsta mai are puțin, face manevră, semnătură. Ce dracu a fost asta, mă? Jocule, ce a fost asta? Opa, are, are signature move. Da, o face, god damn it. Nu-i bine, ăsta face un damage mare cu un pum. Că are logică. Face el, hai, nu-i genzimi, ai de forță supranaturală pe el. Dracu. Am zigzag încă o dată, zigzag la podea Johnny. Johnny trimis încă o dată la podea, cât să mai rezistă asta. Haide, mă, dă o dată. Ok, bun. Punem la podea. Și oare putem termina acum încă o dată un ultim super kick. Sper să fie de ajuns și sper să nu cadă, să nu se miște de acolo scara aia. Super kick, cade însă și Nightmare nu mai poate. Am rămas fără energie, dar mă ridic ușor, ușor. Am nevoie de corzi. Ăsta este un sistem foarte bun cu energia. Da, se ridică. Vai, dă-o, e prea de tot, mă. Dar oare pot să câștig? Ia să vedem. Trage acolo. Nu, nu cade, dracu. Cade acolo Nightmare și John Cena. Să vedem dacă va profita. Are attitude adjustment-ul. Trebuie să avem mare grijă. Probabil va încerca. Cade acolo Cena încă o dată. O să mă urc eu atunci. Dacă, dacă tu ești pe jos. Oare va fi de ajuns? Cena nu se mai ridică. Iată. Și pull. Da. Victorie pentru Nightmare. Îl batem pe John Cena. Două super kick-uri. A căzut și de pe scară și asta a fost de ajuns. Și un code breaker de pe scară. Serios, mă, serios. Iată aici, un picior în spate și apoi am câștigat centura. Victorie, bineînțeles, pentru Nightmare. Rămâne campion WWE și pentru Royal Rumble. Deci nu vom participa în meciul Royal Rumble fiind campion. Cine oare va fi acolo oponent? Vom vedea. O să fie foarte interesant. Și oricum, cam asta a fost pentru astăzi. Eu sper că v-a plăcut. Și tot eu am fost cu ei. Ciao-les!